constituită și își poate desfășura lucrările. La ședință participă un număr de 14 consilieri dintr-un total de 15. Lipsește domnul Zahorneanu, da, consilier, este plecat în străinătate. Conform înțelegerii anterioare, președintele de ședință se alege în ordine alfabetică. Această ședință a urmat să fie condusă de către domnul consilier Busiu Domnul. Cine este pentru domnul consilier? Este cineva în ședință sau cineva? Domnul președinte cu 14 voturi pe. Ați acordat votul din vedere și să trecem la dăvcitirii primului proiect. Nu. Întregimea proiectelor. Sunt două proiecte de ordine de zi. Primul... Da. Sunt termenit de adăvărat procesul de... Procesul verbal al ședinței anterioare. Este supus la vot. Cine este pentru vot? Nu sunt modificat. Da. Deci cu domnul președinte, da. Ce votul pentru este acordat. Procesul verbal și ședința de ordine. 1. Dăm citire ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale prevăzută de legea numărul 227/2015 privind codul fiscal, precum și a taxelor și tarifelor locale altele decât cele prevăzute la legea numărul 227/2015 privind codul fiscal aplicabil în anul 2017 în Comuna de Vest, județul Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei de Vest, județul Bacău. Inițiativ proiectului domnul primarul Ionu Clăciu. Supunem la vot dacă sunteți de acord cu proiectele respective. Cine este pentru? Primul proiect, numărul 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale. Îi dau, da? Deci, îi dau cuvântul domnului primar. În continuare să ne explice, să ne spun ce constă acest proiect. Da, mulțumesc, domnule președinte, domnilor consilieri. Bine ne-am întâlnit la ședința din decembrie. Domnul președinte a vrut să monopolizeze toată discuția. Doar odată președinte și odată mai președinte în 2016. Ultima. Da. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Cred că această ședință, fiind și ultima din anul 2016, eu doresc să se desfășoare deja sub auspiciile sau eu știu copleșiți de sărbătorile de iarnă care urmează să vină. Și chiar dacă sunt două puncte destul de importante pe ordinea de zi, mi-aș dori ca această ședință să se desfășoare așa cum știm noi să facem ședințele din Consiliul Local, constructive și cu gânduri bune pentru comunitate. Așadar, de la ultima întâlnire și până astăzi, cu motivația că eu nu am putut participa la ședința de luna trecută, dar asta nu înseamnă că am fost un absent motivat, adică nu înseamnă că activitățile din comunitatea noastră nu și-au avut cursul lor, ele s-au desfășurat normal, doar o normalitate pe care o impune perioada anului în care ne aflăm, adică cea de toamnă-iarnă, ca să-i spunem așa. Nu sunt multe proiecte care au fost implementate în această perioadă, doar o serie de proiecte care au continuat, o serie de lucrări și o serie de activități specifice administrației locale. Dacă dumneavoastră aveți cumva, eu știu, întrebări de pus cu privire la o serie de lucruri care vi se par sau aveți semne de întrebare. Dacă nu... Da, domnul viceprimar mi-a aduce aminte, cu siguranță, am traversat noi cu toții în campania electorală și pe această cale ar trebui să felicităm formațiunile politice pentru rezultate obținute. Sunt și câștigători și sunt pierzători. Important e câștigul cel mai mare salariu comunitatea și așteptăm cu toții
de la un nivel mai înalt, adică de la noul Parlament, care astăzi chiar de asta am și început, poate până zile, eram curios, poate ne întâlneam în ședința și discutam despre nouul prim-ministru. Deocamdată nu știm, sperăm până la finele acestei ședințe, pentru că la această oră se desfășoară, se desemnează primul ministru din partea, din partea coaliției. Da, da, se propune și asta nu se întâmplă și aprobă. Da, știți foarte bine, câștigătorii acestor alegeri sunt Partidul Social Democrat împreună cu care formează o coaliție împreună cu ALDE. Să sperăm că vor avea eu știu, tăria și responsabilitatea de a face ca lucrurile să intre într-o normalitate și cum România, în general, să se așeze acolo unde trebuie. Eu nu mi-aș dori decât să se termine cumva cu dezbinarea, pentru că nu avem nevoie de așa ceva în această perioadă. Și mai mult decât atât, comunitatea noastră are... Haideți să vă rog frumos să... Alianța s-a făcut deja fără... Da, deci nu mai intrăm noi în amănuntele... Adică ce se întâmplă la nivel... La nivel înalt. Cred că important ar fi ca noi aici să încheiem anul 2016 așa cum trebuie, sub semnul solidarității și a uniunii, ca să spunem așa, în folosul comunității. Pentru că pe noi, mai mult decât toate celelalte, ne interesează situația comunității, dar care, bineînțeles, depinde și de ceea ce se întâmplă la vostru. Sincer, eu am o părere de rău în această campanie. Pentru că singurul deputat care reprezenta cumva Valea Traslăului, ca să spunem așa, și comunitatea noastră, era domnul Valerian Vreme, care, din păcate, nu a mai prins un mandat de parlamentar. Simt pe această cale chiar să-i mulțumesc în numele comunității pentru lucrurile bune pe care le-a făcut în comunitatea noastră. Adică faptul că a participat și a fost alături de noi ori de câte ori a fost nevoie, cred că nu este în localitate sau, eu știu, eveniment important la care domnul deputat să nu participe. Ceea ce mi-aș dori și de la ceilalți parlamentari care au câștigat mandatul, să se întâmple la fel. Acum, speranța, știți, oare... Important e ca să ne rămână cumva ușile deschise, pentru că contează foarte mult, după părerea mea, să fie așteptat, adică dacă cineva dă un telefon înainte de a pleca pe un drum la o instituție de la capitală, să fii totuși așteptat, nu să te duci să stai cu căciul la mână și să bați nu știu la care ușă să intri. Contează foarte mult. Eu așa am... și cam așa s-a bazat relația pe care am avut-o cu domnul ministru Valerian Vreme până acum. Și multe dintre lucrurile bune pe care dânsul a dorit să le facă pentru trei colegi, începând de la Onești și până la Livez, s-au văzut. Încă o dată mulțumesc pe această cale și... Da, trecem la lucrurile importante, la lucrurile noastre. Președinte, dacă îmi dau voie două clipii. Domnul primar, recunoaște subiectul. Atrageți atenția acestei instituții poștii ca să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat și altă dată și acum, în legătură cu convocări la ședință, pentru că domnul secretar l-a depus un termen legal cu 6 zile înainte și am primit-o de-abia seara, că altfel nu veneam la ședință, nu știam. Și ne-am convocat nouă parte, că nu au apărut nici în Bălăneața, nici în Loșă, nu au apărut aceste convocări. Nu e vorba de o pedeapsă care e. Dar măcar să dea respectul cuvenit aceste instituții, Consiliul Local, ca aceste convocări să le termeată în ziua primirii, domnul președinte. Domnul președinte, este care s-a mai repetat. Și voi că... Sper că apelul dumneavoastră și ceea ce spuneți dumneavoastră aici să ajungă acolo unde trebuie, adică... Vă mulțumesc la prea, că vă mulțumesc
Poșta Română să-și facă treaba. Asta eu să încercăm să le spunem. Au mai fost probleme, știți că au mai fost, s-au reglat între timp, poate a fost... noi am transmis joi, din câte știu eu, licență data poștei. Și chestia asta cu sărbătorile, da, a fost sărbătorile, că probabil s-a suprapus cu perioada de pensii. O să discutăm cu cei de la Modilicii. Da, și în legătură cu, sigur, neplăcuta situație, că domnul Valerian Demi nu ne mai poate reprezenta, eu dau o idee, adică apelat la domnul Fenechiu, care a câștigat mandatul ăla pe partid. Da. Și nu contează de la ce partid este, contează cu cine ajută. Sigur. Da, da, să nu toarci înapoi. Mai vede un semnitor care e o candidat pe zona noastră și... Păi, a candidat... L-ați mai văzut. Da. Recent, în afiș. Da, păi nu, au mai venit în următoarea campanie. Da. Da, până la urmă... Majoritatea așa face parlamentare și pentru... Ăștia sunt parlamentari, pe ăștia am votat. Bineînțeles că domnii parlamentari au acolo rolul lor. Nu cred că trebuie să vină un parlamentar să facă treaba primarului sau a consilierului local. Asta cu siguranță, dar... Măcar un sprijin. Măcar un sprijin și un așa zis lobby să facă, pentru că... Dar și acolo, când să ai grijă în ziua de astăzi, cum face acel lobby, se interpretează că ai vorbit de la exemplu. Mi-am pare că domnul Lazar Dormir. Da. Nu, ca un om de-al nostru, era de aici, de la zona noastră. Ca un, o persoană din zona Uneștiului să fi fost acolo să ne reprezinte, pentru că totuși e o zonă importantă această vale a Trotușului și a Tazlăului. Să nu avem un reprezentant de la noi de aici, din zonă. Dar vom avea grijă ca ceilalți care sunt și ne reprezintă să o facă așa cum trebuie. Eu am încredere chiar și în domnul primar de Uneștiului, domnul Revie, Constantin Adam și ceilalți de la Partidul Social Democrat, cu care avem o relație destul de bine, începând cu domnul Dragoș Benea, terminând chiar cu domnul deputat Claudiu Ilișanu și așa mai departe, oameni care au bătut ulițele noastre și cu siguranță cunosc. Să nu uităm singura doamnă de aici de la noi, cu Dorița Lungu, da, care sper să le ajute și dânsa cu ceva. Sigur. Cei care au câștigat mandatele pe voturile din Marea Tatălău, s-a dat din Marea Tatălău cu domnul Ilișanu. Hai să fie. S-ar putea să fie, să avem și o surpriză plăcută, să avem un ministru destul de important în viitorul guvern, din câte am înțeles, domnul Gabi Vlase, s-ar putea să fie ministrul de interne și s-ar putea lista să nu se cheie aici. Adică asta înseamnă că județul Bacău reprezintă ceva la nivelul național și asta este foarte important. Problemele noastre care au fost în 2016, o parte dintre ele s-au rezolvat, o parte dintre ele rămân spre rezolvare în anul 2017. Sperăm ca în 2017 să avem un buget care să ne ajute să punem în aplicare toate gândurile bune pentru comunitate, să finalizăm o serie de proiecte. Ca un exemplu vă dau și în ziua de astăzi, chiar dacă suntem aproape în ajunul Crăciunului, la Căminul Cultural se lucrează. Este un lucru foarte bun, un lucru încurajator. Sperăm ca să continue și cealaltă proiecte, adică PNDL, o să depunem și un nou proiect pentru PNDL, pentru alte, modernizarea altor drumuri comunale. Dar asta le vom discuta cu siguranță la începutul anului 2017, când le vom face și planurile pentru anul următor și inclusiv să aprobăm bugetul anului 2017. Asta în funcție de cum se organizează lucrurile de Guvernul României și elaborează bugetul național. Cam asta am avut de spus și vă mulțumesc că m-ați ascultat. Dacă sunt, v-am spus, probleme punctuale, pot să vă răspund cu mare plăcere. Dacă domnul viceprimar mai are ceva de completat, sau eu știu, de transmis. Da, nu, ce pot să transmit, că este foarte greu să vorbesc cu domnul primar, pentru că tot timpul când vine la o ședință sau așa bine pregătit, a punctat ce era de punctat, lucrurile importante și nu numai... Ați văzut că din discuția domnului primar au fost și lucruri care se puteau discuta la diverse. Așa este domnul primar. Da. Eu, domnul primar, vă mulțumesc că sunteți cu gânduri bune. Vă felicit pentru rezultatul obținut în campania electorală. Un rezultat bun pentru organizația care dumneavoastră o reprezentați. Mă bucur
că aveți o relație foarte bună cu reprezentanții de la nivelul județului, care în perioada următoare vor fi la nivel național. Sperăm că lucrurile să decurgă normal, adică nu cerem lucruri anormale, cerem să se întâmple lucrurile, lucrurile să meargă pe făgașul lor normal, iar ceea ce înseamnă lobby, pentru oamenii care ne reprezintă sus, se interpretează. Măcar să ne răspundă la telefoane și când o să avem proiecte de susținut la București, măcar să ne putem întâlni cu ei și să ne susțină pe ceea ce urmează să facem în perioada următoare. Da, vă mulțumesc. Da, mulțumesc, domnul viceprimar. Cu siguranță așa se va întâmpla, deci nu contează din discuțiile pe care le-am avut pe linia administrativă, nu contează cine sună din comunitatea noastră, pe probleme administrative, cu siguranță liniile telefonice ale parlamentarilor vor fi deschise și nu contează culoarea politică. Tot ce este interes pentru comunitate, cel puțin așa a fost pactul nostru cu ei și le-am spus, domnule, vă oferiți sprijin în condițiile în care și dumneavoastră puteți să ne sprijiniți administrativ. Problemele noastre politice le vom rezolva fiecare bucătărie. Tocmai de asta vă spun, o parte, majoritatea dintre reprezentanții noștri la nivel parlamentar îi cunosc și eu personal. Sunt oameni de caracter, sunt oameni care cred că o să-și facă treaba în perioada următoare. Mandatul lor de 4 ani. Da. Aș mai adăuga faptul că la sfârșit de an, așa cum am făcut-o de fiecare dată, ar fi de preferat să ne întâlnim cu toți aici, să ciocnim un par de șampanie. Noi, colectivul de consilieri locali și administrație locală, împreună cu cetățenii comunei, așa cum spuneam, să ciocnim un par de șampanie și de ce nu organizăm și un foc frumos de artificii, așa cum am făcut-o de ceva ani încoace, aici în spatele primăriei, pentru a marca cum se cuvine trecerea dintre ani. Deci, depănând amintirile din 2016 și cu gânduri bune pentru ceea ce va urma în 2017. Cine are dispoziția și plăcerea de a fi alături de noi, cu siguranță în seara de 31 vom fi aici, vom ciocni un par de șampanie și după aia fiecare își organizează programul cum dorește. Mai avem un lucru important, pe data de 27, așa cum s-a întâmplat în fiecare an, am primit din nou invitația de a participa cu cete de colindători la parada datinilor de anul nou la Bacău, deci pe 27 vom fi anul acesta prezenți cu două grupuri, Capra de la Orșa și Capra de la Scărină, cei care și-au manifestat interesul și intenția de a merge. Și atunci ar fi frumos să ne întâlnim cu toții acolo, să fim alături de, să susținem cetele noastre. Da, cam atât am avut de spus. Dar, domnul primar, numai două secunde. Întrucât a reușit de a prelungit autoritatea de introducerea gazului metan doar pe un an, vă rog să faceți presiune necesară asupra celor care au câștigat licitația și care au făcut de am pierdut aceste autorizații de atâția ani în urmă, să nu cumva să ajungem în situația ca la sfârșitul anului să spunem că iar s-a expirat autorizația și nu avem gaze naturale. Vă rog, domn primar, să faceți 25 de ani de trudă. Cum v-a prezentat în ședința de luna trecută domnul viceprimar, am făcut toate demersurile și am obținut atât autorizația, prelungirea autorizației de înființare a serviciului de gaze. Acum s-a semnat inclusiv documentul cu Ministerul Energiei, pentru că și acolo era o problemă de expirație acu adițional. În momentul de față sunt documentele depuse la ANRE pentru obținerea autorizației de executare a branșamentelor. Cei de la Distrigaz ne-au promis că până în primăvara anului 2017 vor executa această lucrare. Am văzut că este manifestat un interes și din partea lor. Nu doresc să piardă acest proiect. Au mai promis și nu s-au trebuit de cuvânt. Nu. Au făcut investiții. Avem deja gazul tras aici și probabil au mai tărăgânat un pic. Na, fiind o societate mai mare, nu intrăm în... Dar cu siguranță se va rezolva această problemă. Da. Vă mulțumesc, domnule primar. Trecem la ordinea de zi. Și le trecem la primul proiect.
Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale prevăzute de legea numărul 227/2015 privind codul fiscal, precum și a taxelor și tarifelor locale altele decât cele prevăzute de legea numărul 227/2015 privind codul fiscal aplicabil în anul 2017 în comuna Liviu, județul Bacău. Domnul primar, da, vă mulțumesc. Este sfârșitul anului 2016 și este normal ca să ne gândim la ceea ce va urma în 2017 și una dintre etapele premergătoare, sau eu știu, cele mai importante din anul 2017 este și acest proiect privind acestor taxe și impozite locale pentru valabile pentru 2017. Acolo. Noi am început procedura privind stabilirea taxelor și impozitelor locale încă din noiembrie, de pe data de 3-11-2016, când împreună cu compartimentul de specialitate și toate celelalte compartimente din cadrul instituției, am lansat discuția în ceea ce privește elaborarea taxelor și impozitelor pe anul 2017. A fost verificat și din punct de vedere, verificată și din punct de vedere juridic aceste documente. Iar în urma raportului compartimentului de specialitate, adică taxe și impozite din cadrul Consiliului Local Livez, s-a ajuns la concluzia că taxele pentru anul 2017 pot fi, sau din punctul nostru de vedere, pot fi păstrate la nivelul anului 2016. Cu singura mențiune sau modificare care apare în aceste taxe, avem un plan în ceea ce privește, mă refer la taxa, în ceea ce privește taxa de salubritate, adică taxa pentru gunoiul menajer, care în anul 2016 a fost de 3,76, iar conform planului de evoluție tarifară aprobat deja în hotărâre de Consiliul Local din 2013, aceasta pentru 2017 se indexează. Deci crește de la 3,76 la 3,87, adică se mai adaugă 10 bani, 11 bani la taxa de gunoi. Am mizat mai mult pe faptul, chiar aveam discuție înainte de aceea ședința cu domnul consilier Lungu, dânsul venea cu o idee că ar trebui totuși colectate taxele, poate crescute, poate să se facă ceva pentru a se susține, dânsul spunea inclusiv promisiunile pe care le fac câștigătorii alegerilor. Nu cred că are nicio legătură. Eu mi-aș dori să reușim în anul ce vine, în 2017, să colectăm mai bine aceste taxe. Pentru că degeaba creștem niște taxe, le ducem la un nivel mai mare și o să le plătească tot cei care își plătesc an de an taxele, tot cei bolplatnici, tot cei care mai desfășoară cât de cât o activitate economică în comună și... Adică tot în bou care trage până la tot în acelea de aici. Nu, ne-am gândit la păstrarea acestor taxe și colectarea mai bună lor. Și de aceea am decis ca în acest an să păstrăm taxele la nivelul anului 2016. Ne ajută și legislația, pentru că nici codul fiscal nu mai suferim nicio modificare în acest an, deci suntem în măsura de a păstra aceste taxe la nivelul anului trecut. Acum, dacă pot mai veni din partea dumneavoastră o serie de amendamente, o serie de sugestii, dacă mai aveți, nu știu, la capitolul alte taxe, cele care... Dacă mai... Dar... Ar fi bine să le recuperăm peste care sunt. Da. Părerea mea să încercăm să cumva să le recuperăm, pentru că nici alte persoane nu le convine, da, ca să plătească și altele să le plătească. Dau citire proiectul de hotărâre și după aia vă scrieți la cuvânt sau... Doar mai încredere. Ia spune. Să înțeleg că vom mai vota anul ăsta, ca 2017, încă o dată cu taxe și impozite, din nou, cei care au dat alegeri, le-au promis că începutul la anul mare, o mare parte din taxe vor fi eliminate. Ăsta care știm noi, după orice. Ăsta se mai încasează banii cu taxele de imprimat, pe ce avem aici, sau merge pe aceeași taxe? Eu așa am înțeles de la televizor. Că... Nu, noi nu primim nimic, dar dacă vor da o lege, cu siguranță este o lege, am înțeles că nu vrează niște taxe. Până la urmă, acele elemente...
Păi nu mai votăm dacă este lege, noi nu putem fi mai presus de lege. Aia se anulează prin lege. Nici noi nu putem să intervenim. Deci ele nu vor mai fi încasate. Taxa din radio, TV, taxa din stâlp, taxa din... Nu, revenim la nici noi taxa pe aici, acum, de care se încă să iau și să mergem de multe. La păi nu, sunt taxe la care pot, care sunt în codul fiscal și va fi o lege la care se renunță, cu siguranță, la vremea potrivită vom proceda conform, dacă va fi necesară elaborarea unei noi hotărâri, cu siguranță, dar noi bugetul anului următor trebuie să ținem cont și de să-l creionăm pe taxele care sunt stabilite anul ăsta. Mă refer la veniturile proprii, că celelalte... Nu mă opri, domn președinte. M-am referit, domn primar, pentru că ați vorbit de persoana mea. M-am referit și mă refer pe este nevoie că guvernul care se naște în aceste momente, acum se naște din nou guvernul, să poată să se achite de promisiunile făcute în campania electorală pentru mărirea... Bun. Deci, dumneavoastră, la nivel de comun, că nu avem dreptul să discutăm pentru altcineva, considerați că acele taxe care nu s-au încasat, sau amen, sau nu știu că, ce nu s-au încasat, ar putea crește venitul substanțial? Cu siguranță. Atunci eu propun, așa cum am vorbit și cu dumneavoastră, să cei care au datorii să-și fie achite. Pentru că la rândul lor vin și cei de la primărie. Dar pentru că ură, îi trebuie și salvare, îi trebuie și lui. Curentele trebuie de apă, trebuie de toate chestii de autoritate, dar nu plătești datoriile, asta este o chestie care trebuie să facă. Lasă-mă! Deja s-au făcut informații. Da. Deci, cum ne-a spus un lucru nou, este o datoria noastră morală, pentru cetățenii să ne achităm taxele și impozitele locale. Și atunci când dorim ceva pentru noi, eu mi-am plătit contribuția anul ăsta sau nu. Așa este. Deci, adică avem și datorii, avem și obligații, avem și drepturi, dar să ne respectăm. Și ideea aia, în prima lună, adică până la sfârșitul lui martie, cum revede direct, și achite fiecare datorie, că îi privine lui nu mai plătește penalizări, și se poate pleca bugetul să se urmească. Important este să ne achite în fostul anului respectiv, că bugetul este... Mai considerăm că trebuie să propagăm în comunele minoritate. Haideți să trecem la proiectul de hotărâre. Deci proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale prevăzute în legea 227/2015. Aici este enumerată toată baza legală, mai dau citire. Deci propunem Consiliul Local al Comunei Liber Județul Bacău adoptarea următorului proiect de hotărâre. Începând cu data de 1 ianuarie 2017, Consiliul Local al Comunei Liber Județul Bacău stabilește noile valori ale impozitelor locale și taxelor locale în Comuna Liber pentru anul 2017 privind codul fiscal, conform anexei ce va face parte integrantă din prezenta hotărâre. Anexa care m-a spus respectă nivelul taxelor din 2016. Articolul 2, cu data prezentă, se abrogă prevederile hotărârii Consiliului Local al Comunei Liber numărul 31 din 15 decembrie 2015, privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, cu modificările și competențele lucrurilor. Articolul 3, hotărârea adoptată se comunică prin intermediul secretarului Comunei Liber, în temeiul primarului Comunei Liber, instituției prefectului, și se aduce la cunoștință publică prin afișarea panoului public, afișarea Comunei Liber și pe pagina proprie de internet. Deci toți cei care vor dori să consulte această hotărâre pot accesa pagina de internet a... Poți să faci registrație. Da. Și vom încerca pe viitor, la compartimentul taxe și impozite, să simplificăm... Vom face extras. Și să facem extras ca o vine la licență și extrasă. Da, ce să plătească. Da. Comisiile de specialitate. Comisiile de specialitate. Și comisia a treia a vizat în favorabil proiectul de hotărâre. Așa, vreau să punem la vot și mai este atent alte opțiuni. Cine este pentru? Este cineva împotrivă sau cine nu cineva? Domnul președinte, cu 14 voturi pentru s-a aprobat proiectul de hotărâre sau treia impozitul pe taxul local. Deci trecem la proiectul mai bine. Nu, trecem la proiectul mai bine. Proiectul nu
numărul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Livieț pe anul 2016. Da. Ce vine pe anul 2016? Nu, proiectul de rectificare. Da, nu poate smerit la anul 2016. Așadar, pe final de an, am fost bucuroși să vină Moș Crăciun. Nu, totuși anul 2016 nu a fost un an atât de ușor. Am avut capitole care le-am bugetat la începutul anului 2016 și multe conturi pentru trimestrul 4 au rămas descoperite. A venit o gură de oxigen, am primit sume și sume destul de consistente. Sume care au fost distribuite prin formula făcută de către ANAF, dar au fost și sume venite de la Consiliul Județean, sume pentru care echilibrează cumva bugetul local și ne acoperă plata unor facturi și a unor cheltuieli efectuate în cursul anului 2016 și nu numai, pentru că venim cu o serie de datorii din anii din urmă, iar cu această rectificare reușim să ajungem cu o diferență foarte mică pentru anul 2016, adică să ne ajungem la normalitate cu achitarea datoriilor pe care le-am avut la plata transportului profesorilor. Știți că au fost foarte multe discuții, că n-am avut bănuți. Iată, cu această rectificare reușim să rezolvăm această problemă, rămânând doar câteva luni, deci am achitat 2014-2015 și câteva luni din 2016, ne mai rămâne o diferență cu care mergem ca și datorie în 2017. Mai avem o sumă destul de importantă de achitat, pentru că am rămas datori la firma care ne-a executat lucrarea în ceea ce privește, ca să spunem așa, începutul legea asta de cadastrare națională, da? A fost legea 165, am avut un contract cu o societate comercială care a făcut lucrarea pe legea 165, care pe mergătoarea acestui cadastru național și aveam o datorie foarte mare acolo și am sperat că vom primi bani. Iată, în cele din urmă am primit și această sumă care reușim să achităm datorie, este vorba de 76.000 lei, dar care este inclusă contul 51 administrație publică locală. Da. Mai avem în trimestrul 4 am rămas descoperiți în ceea ce privește plata asistenților pe plata persoanelor cu handicap. Deci persoanelor cu handicap au rămas deja din luna noiembrie, nu am reușit să plătim decât 80% din indemnizații, iar luna aceasta reușim să întregim și să plătim indemnizația în totalitate, cu diferența din urmă, plus că trebuia să punem și cota noastră de participare de 10% pentru această sumă. Deci dacă noi am folosit 3 miliarde și ceva pentru persoană cu handicap în 2016, 300 și ceva de milioane trebuia să le punem acum. Am reușit să punem și aceste sume pentru că acea finanțele înapoi. Și mai sunt o serie de facturi de achitat, ceva pe la culte, religie, la dezvoltare publică, dar o problemă foarte importantă și bine să aveți și dumneavoastră cunoștință. Punem niște bănuți și am discutat asta cu un domn consilier, fostul viceprimar, dânsul spunea că ar fi bine să nu dăm, sau eu știu să spunem că îi dăm la protecția mediului, nu îi dăm la... Dăm niște bănuți pentru achitarea facturilor la salubritate. Eu am considerat că îi dăm sub formă de împrumut, adică sunt niște bani cu care cumva împrumutăm comunitatea, e vorba de 40.000 de lei, să achităm facturile către ADIS, pentru că am rămas în cu suma asta, adică nu am reușit să colectăm cât trebuie să achităm. Deci suma de 40.000 merge către protecție, merge către salubritate, urmând ca un anul bugetar următor să începem să recuperăm, să reglăm această sumă. Am așezat sumele primite
cumva în, în această rectificare de buget, cu intenția de a nu pierde băruți. S-ar putea nu, să nu te opri toți acești domani, iar o parte din ei să-i ducem în fondul de rumen, să spunem, să-i folosim pentru investiții în anul următor. Pentru că dacă noi așezam într-un buget aici, riscam să-i dăm înapoi. Deci ca să nu se înțeleagă cu tot ceea ce se vede în acest tablou, doamna i-a așezat pe unde a crezut că nu e nevoie. Dar s-ar putea, nu, cea mai mare parte din sumele astea, să o regăsim în bugetul anului 2017. Și să o folosim. Da. Da, și economie. Da, da, o să o mai la nivelul ăsta. La uleu, la... Da. Cam asta. Eu n-am citit nota, nu expunerea de motive. V-am spus în totalitate mare cum, cum stau lucrurile. Aveți în dosarul dumneavoastră de ședință. Da. Aia creapă până la anul, ce nu mai dă banii aia înapoi? Poftim. Aia care îți dă atunci creapă până la anul, ce dă banii înapoi? Care ar fi forma legală, dă-mi aici un prunut la cei care nu... Că vine curtea de comun mâine, păi nici nu pe noi la consiliul local la tabă. Factura, factura de la ADIS nu se emite pe cetățean, se emite pe unitatea administrativ teritorială. Nu mă aliniez. Deci noi suntem datori. Datoria noastră e să-i strângem pe gât pe cei care nu plătesc taxe și impozite. Dacă noi dăm banii aici, rămâne fără bani. Dăm banii fără, de mult care vorba legală. Până la urmă sunt ai comunității, nu sunt nici ai mei, nici ai. Până la urmă, nu suntem siguri. Dau un exemplu, primăria Onești o subvenționa cu 3 miliarde jumătate plata bunurilor în momentul de față. Trebuie să ne... Suntem de acord cu treaba asta, dar nu putem să-i ținem pe toți în spate care din comună nu își plătesc datorii. Nu, o face, o face la fiecare, la fiecare de sfârșit de an, o fac directul taxe și impozite, va scoate o listă de anul. Deci, o posibilă ați mă trimite executări significative. Asta trebuie să faceți ceva, să trimite executări, ca să-i bani la față, de bani. Suntem în momentul de față, nu am încasat pe 65% din ceea ce se încasează. Deci, în continuare, și problemele sunt tot acolo, la cei care nu își plătesc taxele, de ani de zile. Deci, nu, dar... Să ne ajungem la aceeași poveste. În băul care vine și pătrâna la bate, nu? Domnul, datoria e datorii. Dacă noi nu plătim ceva, riscăm să ne suspende serviciul și atunci îi defavorizăm și pe cei care au fost bun platnici. Deci, trezăm că oamenii vin și aduc gunoiul la primărie. Spune, dar nu ați-am plătit la începutul anului. Adică... Ar trebui să găsim o soluție să trimite pe cineva să ducă, să... O să ducă. Fiecare casă. Noi am mai făcut niște acțiuni. La vremea respectivă au fost catalogate ca fiind cumva forțate. Vă spun că chiar am trimis la poștă, când luau cei la ajutor social, când luau bănuții, am trimis casierul și domnul viceprimar, care a fost acolo și am început să comentez. Dar de ce forțate? Ei, până la urmă am înțeles și au venit. Și au să trimit cu mașina de gunoi și casierul de la primărie, să oprească la poartă la fecatul de țâmpit cu gunoi. Ia să vedem. Ai plătit, nu mai plătit, dar nu mai plătit, vom fi nevoit să-i suspendăm lui serviciul. Dar totodată să aplicăm și că avem hotărârile Consiliului Local în care, dacă nu și atunci, poți să iei și amendă. Și nu știu dacă e mai convenabil să plătești amenda sau să se plătești cu amendă. La un moment dat mi-a făcut și chestia cu avenda, dacă nu cineva nu plătește pe acei fonduri forță major pe la omul. Ce trebuie să faci? Să stai jumătate cu tot. Dar tu dar nu vrea să trec nelămâne de aici. Noi votăm acum de executarea de buget. Da. Dumneavoastră ne-ați spus acum în cuvintele dumneavoastră și împărțirea banilor pe diferite sectoare, da? Deci noi votăm și împărțirea acestor bani. Și dacă este așa acum, fiindcă ne-i cunoștiți din cauză, vă spun că Consiliul Local a făcut o sumă de bani să o dăm unei societăți pentru că nu s-a recuperat bani. Nu dăm unei societăți. Noi dăm ADIS-ului, noi suntem ADIS-ului. Da. Da. Avem forma legală sau îi trezăm cândva să vină și să-i la întrebări, că dacă e vorba de așa. Dom'le, noi suntem ce asociați. Ceva din caracter din Consilie, aș face un apel la dumneavoastră, să-i trebuiască doamna jurist, să-i spun dacă este forma legală. Altfel m-am ținut de la adică, eu am văzut în țară situații de genul Consiliul Local. Au aprobat sume de bani după care au fost cauza de răspundere. Și nu aș vrea nici cum să fiu ajutat. Este o răspundere unitară, până la urmă. Nu răspunde nimeni, pentru că nu e. Doar m-aș întreba dacă e legal ce am discutat cu doamna, atâta timp am discutat cu doamna jurist, o văzut și ea. Este o formă legală. Eu m-aș avizat că e mai mult moral. Deci atâta timp când domnul secretar, plata care o facem cu banii care strângem de la oameni, tot prin Consiliul Local îi rectificăm. Deci acei bani tot noi i-am dat. Adică știți foarte bine, vara când am făcut suma care o strângem, noi nu avem prinsă primată în buget.
am rectificat-o și am adăugat-o în bugetul în Consiliul Local. Deci tot prin noi pleacă și suma care colectăm de la oameni. Doar că asta este ca un fel de subvenție, să-i spunem, nu știu. Trebuie să ne gândim la o variantă. Adică să plătim datoria ca să nu mai plătim banii. Plătim datoria. Dar datoria nu este contorizată sau contabilizată pe persoană. Este pe unitatea administrativă. Deci noi trebuie să plătim datoria noastră. E problema noastră să ne încasăm banii. De aici. Voi plătim la ACIS. Eu mă întreb dacă ceea ce votăm acum este legal, domnule. Ok. Dacă nu aveți ceva, foarte legal este. Voi n-ați văzut, nu mai este doar pe la voastră. Deci, propunem aprobarea proiectului de hotărâre. În urmă, am prezentat, dar mai dau citire. Comisia numărul 1. Avizează favorabil. Comisia numărul 2? Favorabil. Să punem la voi? Cine este pentru voi? S-a ținut cineva? Eu mă las. Da. Să spun și de ce. Deci eu de acord să ducă bani în fondul ăsta în dar nu de acord să plătească pentru cetățenii. Dar ce plătesc eu cum să plătesc totul da. Mi se pare corect. Deci eu stau așa, am spus că asta e ce am motivat. La fel și eu, domnul să-și plătească fiecare datorie. Nu, care se plătească. Domnul primar, fiecare să-și plătească. Nu plătesc pentru ei, dar. Ăla stă în fiecare dată noi și plătăm în datorie. Da, este în plătească pentru ei. Nu, 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 ei cu bani de treaba aici. Dar stați o leacă, domnul, v-ați ținut la tot proiectul? Nu, dar asta a spus, de-a cu ăsta. Nu, nu poți. Păi dar n-avem cum, că e un proiect global. Eu sunt de-a cu ăsta. Doar facem proiect. Nu, facem motivația la domnul Zuzgiu. Punctual o să trezi. Sunt de-a cu ăsta. Este de acord cu proiectul, dar nu e motivația. Deci motivația aici, sunt de acord cu contul mediului, n-am așa probleme, vă fac investiții, vă fac orice. Dar nu v-ați spus că ne-a semnat supus pe fiecare sumă în parte. Ați o sumă în parte. Deci eu sunt de acord. Nu se gătați. Așa de acord. Nu spune că dați bani la dumneavoastră verbală. Deci îmi spuneți de acord. Dar să facă investiții, nu se plătească. Ce ați făcut ce ți-a zis? Să motivăm în procesul de acord. Așa? Dacă am făcut așa, apare de 12 zice, și tu o ține. Eu sunt de acord. Eu m-am ținut mai atât de sigur. Am zis că să ducă banul. Ce ați spus? Ce este fiert? Păi tot proiectul de hotărâre. Tot. Dar motivăm un proiect de hotărâre. Ești cu acest proiect de hotărâre. Pentru că la stați cu spune să scrieți acolo, că de acord să te bază. Pentru că se pui de acord de bază, să se ducă bani. Să nu 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 se ducă bani. Pentru că să nu se ducă bani pentru proiectul de hotărâre. Să se ducă bani. Să se ducă bani. Nu, 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 nu,
Se încheie ședința de azi, vă mulțumesc frumos pentru averea acordată. Sărbători fericite. Sărbători fericite la mulți ani. La mulți ani.